Shut up and sit down. Vreți să vedeți ce se întâmplă când te crezi prea deștept? Ei, stați până la final și o să vedeți ce mi s-a întâmplat mie când m-am crezut prea deștept astăzi de dimineață. Da? Câte fail-uri am putut să-mi iau așa una după alta, dar stați până la final pentru că e maximă treaba care mi s-a întâmplat. Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou episod din Break Your Bubble! Eu sunt Horațiu Bușcă, sunt cobaiul și conducătorul acestui experiment. Știu, acum doar ce ai intrat pe canal, n-ai auzit de acum de Break Your Bubble și cineva ți-a zis, ia uite-te mă la nebunul ăsta să vezi că e ceva în neregulă cu el și ești nou, da? Băi, hai să spun despre ce este vorba în acest experiment, să nu te mai țin pe jar. Nu, mă gândi mai bine, nu-ți spun. Am făcut un clip la începutul proiectului, se numește intro, dai click pe el și ai să vezi de unde a pornit acest proiect. Și dacă tot ești acolo unde scrie de unde se află clipul intro, dai click și pe The Kilimanjaro Story ca să-l întâlnești pe Vasile, să-i vezi povestea lui Vasile și mai dai click și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok și dăm follow sau o cerere de prietenie pentru că acolo fac multe chestii care nu le fac pe YouTube. Cum ar fi pozele de dimineață cu tricoul sau story-urile de trezire, când îți dau trezirea la 5 dimineața, 6 de fapt, până termin eu de trezit afară din casă de aici. Deci, sunt multe chestii. Și nu în ultimul rând, dai un like și un subscribe acestui canal, pentru că așa mă susții și îmi dai putere ca să merg mai departe cu noile mele proiecte, pentru că Break Your Bubble se apropie de final, mai are câteva zile, dar o să vină și altele noi. Și dacă nu-ți place, dai dislike, pentru că mie îmi place să știu și când nu-ți place. Așa că hai să nu mai stăm și să spargem bula asta odată. Ua, am și uitat, 52. Doamne, mai am puțin și termin, mai am 4 zile, nu-mi dau seama, eu nu-mi dau seama ce se întâmplă. Când m-am apucat nu credeam că o să ajung până aici. Știam că e un drum lung, dar mă apropii și e din ce în ce mai greu. Mă repet, dar chiar este greu, este foarte greu și încerc câteodată în mintea încearcă să găsească scurtături, dar nu o las eu, pentru că eu trebuie să fac chestia asta exact cum am promis-o până la cap. Bun, am zis development, să ne dezvoltăm în ziua 52 și eu astăzi m-am dezvoltat extraordinar de mult. M-am apucat să citesc o nouă carte la muncă. Este o carte de muncă, da? Cum să înveți ca să înveți. Da? Deci cineva a făcut o carte despre learn how to learn. Se mai zice. Cum să înveți ca să înveți, da? E foarte bună. O recomand dacă vreți să reînvățați cum să învățați, pentru că sigur la un moment dat știați cum să învățați, aveți stilul vostru propriu, unii toceau, alții învățau din clasă, alții făceau foițe sau alții chiar nu învățau deloc și făceau copiuțe. Aici nu e vorba despre chestia asta, este cum să înveți ca să înveți pe alții, cum să înveți ca să înveți tu. Abia aștept să intru în ea, să descoper. N-am citit foarte mult, am citit vreo 10 pagini. Este foarte, foarte, foarte interesantă. Altceva, ce-am mai făcut, dragilor, eu astăzi, în a 52-a zi, da? Păi la 52-a zi am început să folosesc chestia asta care o să vină imediat acum. O să vedeți în cum m-am trezit. Haideți că vă arăt ce am început să folosesc la 52-a zi. Bună dimineața, Șalpe. Bună dimineața, Gorghe. Cum a fost cu ochelarii? Adică nu știu cum îi zice. Ce zice? Mască de dormit? Mască? Cum a fost cu masca de dormit? Păi, nu știu cum a fost. Deci eu mă trezim mai demult, știi? Vorbesc așa. Și... Deci, ciudat, mă trezim, nu știu. Hai să ne uităm, ne uităm repede pe ceas ăsta. Haide. La somn. Că poate a crescut scorul la somn. Deci eu am avut până pe la 80 și ceva, da? Deci am dormit 5 ore, da? Mă trezic cu un minut înainte ceasului. Așa. Și să vedem.
Connect your phone to get sleep record. Trebuie să conectezi la telefon ca să pe Bluetooth. Ce mai place să le vezi? Ce mai cer pe ceas? Hai că vedem... Hai să facem tricou, da? Da, să vedem după aia, da. Facem tricou. Hai. Da. Este că parcă aș fi din filmele de groază cu chestia aia pe ochi sau, nu știu, de masca asta. Mi-am luat mască pentru ochi pentru că adorm cu laptopul aprins. Știți că v-am spus că am tinnitus la ureche. Am descoperit că am tinnitus, un vâjit, un ureche și trebuie să adorm cu zgomot de fundal. Și am descoperit că dacă dau drumul la un film, la laptop, mă ia somnul. Dar problema e că mai stau și când adorm, adorm așa cu gât într-o parte cu ochii în laptop și... El de obicei nu se stinge pentru că dau drumul la serial. Nu prea dau la film, dau drumul la serial. Și merge până dimineața. Și lumina aia toată de la laptop îmi bate în ochi și mă trezesc dimineața cu ochii așa crăpiți, până l-ați văzut. Și am zis, hai să încerc și eu să dorm cu masca asta de ochi pe față, da? Cu mască, sleeping mask, o mască de somn. Foarte, foarte, foarte ciudată e senzația. M-am trezit, am deschis ochii întuneric. Era peste tot întuneric, bă, ești nebun. Și după aia am realizat că e cu mască, da? Dar rest așa m-am odihnit bine, o să vă mai spun după aia dacă chiar merge sau nu mască. I-am luat și la guancă mască, trebuie să-i vină și ei. Bun, dragilor, nu uitați să stați până la final că vine fail-ul failurilor, da? Pe el mai mare fail al meu de mult timp. Mi-a dat guanga, uite așa, 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 mi-a făcut. Bun, haideți să vă arăt ce am făcut după masă, cum am alergat. Și revenim la taină, da? Dau repede, nouă ture pe aici, că s-a terminat ploaia și nu vreau să mă duc la teren să mă fac harcea-parcea. Haideți, break your bubble!
Nu e ca să-și mai la tine și alte. Ești vigoroasă? Da. Te susțin. Să faci copică. De unde? Nu te faci copică. Ești la mine? Ești nimic. Ce faci? Cum era bun, știi? Păi nu, că ar fi ce ar trebui să faci. Să faci un video cu toate ăsta când ale de aici. Aaaa, urmă, păi nu, le pune toate cap la cap, vreau să zic, și așa pe repede și o să pare. Am dat și astăzi cele 9 ture, le-am dat pe aici prin jurul casei pentru că e ud pe jos, a plouat iar și iar și iar a plouat. Exact când m-am apucat eu să alerg, s-a oprit ploaia. Și dacă s-a oprit ploaia, atunci am să ies repede pentru că m-am uitat pe vreme și zicea că iar o să plouă și a zis, bă, nu vreau să mă prindă iar ploaia pe afară, pe teren, aici ați măcar stă aproape de casă. Dar țineți minte că m-a mai prins pe mine ploaia lângă casă și tot m-am făcut harcea parcea că nu m-am oprit din alergat. Dar măcar sunt aici, era telefonul, era pus sub, era pus în siguranță, nu ploua pe el, puteam să filmez liniștit fără să stau cu gândul că mi se strică telefonul cu care filmez. Dragilor, vă las astăzi. Imediat vine marele fail pe care mi l-am luat așa cu noaptea în cap de dimineață, dar înainte să vă bag marele fail, da, am să vă iau așa în brață, vă dau o îmbrățișare de Breaker Bubble și nu uitați să dați like și subscribe pentru că doar așa și doar așa o să pot să fac auzit mesajul Breaker Bubble la toată lumea. Ei, să vedem ce face Gonga. Se gătește. Păi bună dimineața, Gonga. Ce gătești? Deja gătești, ce gătești? Mai făcut și ceva la fel de ou, să nu mai s-ar fi cați în noi. Da. Gonga, ia spune tu mie, care e mai mare, elefantul sau balena? Balena. Da? Păi de, de care e balena? Că sunt și balene din alea mai mici. Și elefanți mai mici. A, bine, hai să facem altcumva. Ce e mai... care pasă? Fiar. Deci, întrebare, da? Un curcan bulgăresc, ouă pe pământul românesc. Cine iau ouă, românii sau bulgarii? Curcanul nu face ouă. Asta am spus-o, nu? Nu, nu mi-ai spus-o, dar la mine, la Negoi, tot timpul se făceau gluma asta, că ce crezi, eram la 5 km de tunare. Și acolo. Dar era cu de Negoi sau acolo. A, bun. Hai să mai încerc una. Stai așa, stai așa. Păi... Mamă, mă lăsați să inspiră în ție. Fii atent. Un avion care decolează către America, merge cu viteză mare. Da? Și se prăbușește. Ce fac cu ăștia cu supraviețuitori? Nu sunt. Asta nu știu eu cum să o pun, la tău inventai. Bă, stai mă așa. Păi, astăzi mă mai gândesc la una. Deci, ar mai fi una. Dar nu mai știu. Și ce v-am gândit? Vezi, mai zic și mie.